În perioada sezonului rece se lucrează în continuare la infrastructura rutieră în cadrul proiectului de investiții pe care Consiliul Județean le are în derulare. Pe parcursul acestei săptămâni s-a lucrat pe drumul județean 607A, Centura Severin, Cerneți, Valea Copcii, Dedovița, Marmanu, Huznicioara, Peri, Prunișor, prăbușit în urma alunecărilor de teren din 2016. S-au montat podețe și se desfășoară lucrări la platforma drumului în vederea așternării stratului de balast între localitățile Valea Copcii, Dedovița Veche, în Comuna și Mian. În proiect sunt prinși 28 de kilometri, iar primii kilometri au fost asfaltați la mijlocul anului trecut. Este o investiție foarte importantă a Consiliului Județean, mai ales că drumul face legătura între satele din comunele Huznicioara și Mian și Prunișor cu municipiul drobeta turnu Severin. Pe de o parte și cu drumul European 70, însă mai face legătura și cu DN6, cel mai important drum național din vestul țării.